dispoziție privind convocarea Consiliului Local cu cel ședință ordinară. Primarul Comunei cu cel județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 133, alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera A, și articolul 196, alineatul 1, litera D, din Ordonanța de Urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificări și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Bucim în ședință publică, ordinară, în data de 29 iulie 2021, orele 12:30, la sediul Căminul Cultural Bucim. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2021, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activități de tip protecție de tip rezidențial a persoane cu handicap pentru anul 2021, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Totușului, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității, organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor de cadru de prestare a serviciilor pentru măsurile educative în perioada 2021-2023, inițiator primarul Comunei. 5 diverse. Doamna președintă. Mulțumim, domnul Cosman. Să punem la vot ordinea de zi a ședinței de care deja a și început. Vă rog, cine este pentru? Mulțumim. Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumim. Mergem mai departe și invităm pe domnul primar să ne prezinte punctul 1 al ordinei de zi. Vă rog. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2021. Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern numărul 2288 din 9-12-2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, precum și prevederile Ordonului Comun MIA ieșenente numărul 192-1422 din 2012 privind gestionarea situațiilor de urgență generată de inundații, fenomene meteorologice și periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și culori accidentale și a Ordinului Comun MIA-IMDT numărul 245 din 3403 din 2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a tensionărilor și avertizărilor meteorologice și hidrologice pentru preîntâmplarea producerii situațiilor de urgență specifice și având la bază referatul prezentat de șeful SVSU Bucium, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care am propus pe aprobare necesarul existentul și propunerea de realizare în anul 2021 a principalelor funcții de sprijin, atât materiale, financiare, dar și umane, în vederea gestionării situațiilor de urgență ce pot să apară pe raza Comunei Bucium. Având în vedere faptul că în anul precedent, din taxe speciale PSI, suma totală colectată a fost 7.000 lei, dar și faptul că pentru anul 2021 această taxă nu s-a majorat, iar totalul colectării s-a preconizat, a sindicat tot la suma de 7.000 lei. În anexa numărul 1, la proiectul de hotărâre, am propus repartizarea sumei de 5.400 lei pentru localizarea și strângerea încetelor, respectiv pentru achiziționarea unei motopompe și diferența de 1.600 lei pentru asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție persoanelor evacuate și alte resurse, respectiv pentru aprovizionarea cu motorină. În anexa numărul 2, la proiectul de hotărâre, au fost detaliate sumele din anexa numărul 1. Respectiv, localizarea și strângerea încetelor stingătoare, 11 bucăți la prețul 1.035 lei. Echipamente de intervenție, 8 bucăți la prețul de 2.015 lei. Alimentare cu apă din hidrant, 350 metri cub la prețul de 2.050 lei. Și transportul forțelor și mijloacelor de intervenție a persoanelor evacuate și alte resurse combustibile, 3.001 la prețul de 1.600 de lei. Din punct de vedere uman, conform anexei numărul 3, la proiectul de hotărâre ar fi nevoie pentru acționarea în situații de urgență de un număr de 14 persoane care să îndeplinească toate categoriile de funcție, însă, după cum cunoașteți deja, serviciul voluntar pentru situații de urgență al Comunei Bucium nu este funcțional, astfel încât persoanele pe care le-am avut în vedere au fost nominalizate din rândul funcționarilor publici și a persoanelor contractuale din primărie. Vreau să vă menționez că există obligația Consiliului Local ca în fiecare an să aprobe resurse financiare, materiale și umane pentru buna gestionare a situației de urgență și tocmai de aceea am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
Acestea sunt argumentele și rog consilierii să analizeze și să aprobe în consecință. Doamna președintă? Acest proiect a fost studiat în cadrul Comisiei Economice și pentru aceasta dăm cuvântul doamnei președinte să ne prezinte concluziile. Mulțumesc! Proiectul a fost studiat și avizat favorabil. Mulțumesc! Dacă sunt anumite poziții, vă rog, ia cuvântul cineva. Nu, mulțumim, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Vă rog, domnule primar, prezentați proiectul 2 al ordinii de zi. Referat de motivarea la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap pentru anul 2021. Doamnele, domnul consilier, având în vedere solicitarea numărul 79736 din 1.07.2021, transmisă de Consiliul Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de analiză și aprobarea noului contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap pentru anul 2021, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre aprobare în această ședință. După cum știți deja, anul acesta s-a mai adoptat o hotărâre cu același obiect, însă în data de 25.06.2021 s-a aprobat de către Consiliul Județean Bacău hotărârea numărul 106, din care s-a stabilit asocierea cu unitățile administrative teritoriale din județ și s-a transmis un nou contract de asociere cu rugămintea de a fi analizat și aprobat prin hotărâre de Consiliu cât mai urgent. Întrucât Comuna Bacău figurează în evidență de GSAC Bacău cu un număr de 7 persoane cu handicap în instituții de tip rezidențial, consider că nu este numai o obligație legală și una morală de a suporta o parte din cheltuielile la protecția acestora și, prin urmare, să fim parte din noul contract de asociere transmis. Având în vedere argumentele expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Doamna președintă? Și acest proiect a fost discutat doar în Comisia Juridică și doamna Moldoveanu ne poate prezenta concluziile. Proiectul a fost analizat și membrii Comisiei Juridice au fost de acord cu conținutul acestuia. Mulțumesc! Supunem spre aprobare atâta vreme cât există un așa subiect. Cine este pentru? Mulțumim! Vă rugăm punctul 3, domnule primar. Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației Grupului de Acțiune Locală Valea Totușului. Doamne și domnule consiliere, urmarea adresei numărul 88 din 13.07.2021 transmisă de Asociația Grupului de Acțiune Locală Valea Totușului, din care solicită sprijinul prin plata cotizației anuale la patrimoniul acestor asociații în sumă de 8.500 de lei, am inițiat acest proiect de hotărâre pe care l-am supus analizei și aprobării dumneavoastră. Vreau să vă informez asupra faptului că în anul 2007, prin hotărârea Consiliului Local Bucium, numărul 35 din 31 octombrie, s-a aprobat asocierea Consiliului Local Bucium la Asociația Grupului de Acțiune Locală Valea Totușului, iar urmarea acestei asociere a izvorât și obligația de achitare a cotizației anuale. Mai fac precizarea că prin această asociație am beneficiat de proiectul de achiziționare a unui bulduc de escavator pentru serviciul de gospodărie comunală și mai avem și alte proiecte care sperăm să devină eligibile. Având în vedere aceste aspecte, rog, analizați și aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Mulțumim! Comisia Economică, puteți spune concluzii? Da, mulțumesc! Comisia Buget a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil. Mulțumim. Există poziții contra? Nu? Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Vă rugăm, domnule primar, ne prezentați punctul 4 al ordinii de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, a acordurilor, cadrul de prestare a serviciului pentru măsurile educative în perioada 2021-2023. Doamnele și domnilor consilieri, având în vedere solicitarea numărul 11.037 din 17.06.2021, transmisă de Consiliul Județean Bacău de analiză și aprobare a asumării sau neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor, cadrul de prestare a serviciilor pentru măsurile educative în perioada 2021-2023, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus neasumarea acestor responsabilități.
Argumentarea propunerii formată în proiectul de hotărâre are la bază, de o parte, faptul că până la acest an responsabilitatea organizării licitațiilor pentru distribuirea laptelui și cărnului școlii de pe raza Comunei Bucium a fost asumată de Consiliul Județean Bacău. Iar pe de altă parte, o astfel de sarcină a trebuit adusă la îndeplinire specialiști pe care noi avem în instituția noastră, care cuprinde un număr mic de funcții publice. Întrucât există posibilitatea legală a neasumării unei astfel de responsabilități, propun ca organizarea licitației pentru lapte și corn pentru școli din Comuna Bucium să fie făcută în continuare de către Consiliul Județean Bacău. Având în vedere cele expuse, rog analiza și aprobarea proiectului de hotărâre. Acest proiect s-a analizat în cadrul Comisiei Juridice și se pune concluzia doamna Moldoveanu. Da, comisiei a fost de acord continuul de către domnul Zumar. Deci, licitația să fie făcută în continuare de către Consiliul Județean. Absolut. Supunem la vot ordinea de punctul 4. Cine este pentru? Mulțumim. Diverse. 5 diverse. Dacă aveți probleme deosebite. Care este termenul limită pentru terminarea lucrărilor apă canal Bucium? Aș vrea să vorbesc la dezvoltarea locală la București. Nu, să vorbim. Vă întreb pe dumneavoastră, transmiteți un răspuns. Ăsta e răspunsul dumneavoastră. Când o să fie bani, când o să trimite bani. Aici există un proiect, nu? Da. E un proiect. Da. Nu-i finanțat? Păi da ce? Dacă nu știi cine îl finanțează. Păi da cine îl finanțează? Guvernul României, nu? Guvernul României. Păi eu v-am întrebat, vreau să-mi dați un răspuns. Păi da. Nu, că da, că nu. Când o să-mi trimită bani. Domnule, eu în cât e achitat din el asta pentru ședința viitoare, vă rog să vă pregătiți și să-mi spuneți. Cât e achitat din el și cât s-a mai vorbit la o ședință când mi-ați aprobat branșamentele, dați uitat. Când am aprobat branșamentele, cele vă 2-300 de branșamente, până la gata. Care branșamente? Ați aprobat, doamna președinte? Da, s-a aprobat atunci. Ați adus-o și ce sume ar mai fi? Eu nu pot să le am în cap acum. Dar nu domnul Iorga, la ședința trecută s-a stat când ați aprobat. Domnul Iorga, branșamentele de altă chestie. Nu m-ați înțeles. Acolo erau și costuri. Erau și ce bani mai trebuie să. Deci, sau cel puțin plus, încă v-am mai spus de un împrumut de vreo 25 de miliarde, care îl știți, împrumut la bancă ca să achităm lucrările. Când s-o face împrumutul? Trebuie plătit și dacă poate băncile să ne dea 24 sau 25 de miliarde pentru terminarea lor. Deci lucrările vor fi terminate când dă guvernul bani, plus când o să facă împrumutul. Păi, asta te-am găsit, așa spun. Nu vă spui. Am mai vorbit dura trecută. Cetățenii vor să știi, domnule. Că văd că... Păi, știi cum? Banii nu sunt. În schimb, au făcut ceea ce observăm noi, ca cetățean de rând și că pot să o confirme toți domnii consilieri, bănuiesc de aici. Dacă au văzut sau nu au văzut. Au făcut o serie de lucrări. Ați văzut și dumneavoastră, nu? De bună calitate sau de proastă calitate. Înapoi s-au întors și au spart din nou. Și reiau ciclul ăsta așa la nelimitat. Curios să... Domnul Iorga. O să fim și noi da, cu urși. Domnul Iorga, dacă ați mai ascultat așa, să ați mai făcut și alte lucruri. Și da. Că faceți? La un moment dat să... Din opinia, să sparge. De 15 bare, 10-15 bare de conduta de apă. Domnule, ei au dat drumul și numeri, nu sunt funcționale. De exemplu, acele bârni canal care le-au făcut și le-au dat făcut e ca gata, așa, da, manual, poartă la minim, poartă la dumneata, mai la vale, le-au asfaltat, au zis că sunt lucrări finalizate. Da. Bănuiesc că s-au plătit ălea. Și bănuiesc că... Mai am de dat bani. Cerții, nu? Vă 3 miliarde. Bun. Nu o să fac nicio recepție, să aștept să facem recepția finală când totul e gata. Bun, nu știu care e procedura. S-au lăsat tuburile alea în jos, au venit, au decopertat și au turnat ea în asfalt. Cum lucrează cu banii lor. A, păi, mi se pare corect asta la da. Deci, asta tot ce remediază... Remediază cu banii lor. Foarte bine. Eu le-am dat bani, pentru situația, lucrarea făcută la când se face decepția, nu-i conformă. Până acum s-o spart, s-o conductele, pe unde au avut intervenții, banii lor, da. Eu am adus piatră în spate, eu au pus înapoi, banii lor. Ce că sunt lucrări din întuială?
Dacă sunt din mântuială, o să vedem când se face recepția. Dacă funcționează, funcționează. Dacă nu, nu aduceți-o, aduceți-o comisie și faceți recepția, nu faceți. Dacă lucrarea credeți că nu e făcută cum trebuie, faceți reparații. Eu ce să vă spun? Nu faceți? Dar eu zic că bine să așteptăm, să facă recepția. După ce face recepția mare, încă 2 ani de garanții cu banii lor. Tot ce se strică, 2 ani de zile garanții. Au garanții, au garanții pusă în bancă. Și tot aia nu se ia decât după 2 ani de zile, după 2 ani de zile, dacă nu s-a întâmplat nimic. Bine, funcționează ca orice garanție. Da. Orice încercare are garanție ei. Și o să mai sunt în loc de la... Și garanția începe în momentul în care... Ăla care o să acolo, muncitorul... Asta e